Bine v-am regăsit! Astăzi am reușit să intru pe o lume total blestemată de Minecraft, adică aici se poate întâmpla absolut orice, deci gândiți-vă la orice aici se poate întâmpla și o să explorăm astăzi împreună. Sunt o grămadă de construcții, o grămadă de mob ciudați, o grămadă de mob noi, iteme noi și multe, multe altele. Like-ul blană, subscribe-ul blană, clonțopelul, bineînțeles, dacă doriți să mă susțineți, și cel mai blană merch îl găsiți pe nocivanu.ro, unde găsiți de toate, de la tricouri, hanorace, ghiozdane și multe, multe altele. Pentru început ne spawnăm într-un glob din ăsta gigantic. Uite-te cum arată soarele. Dar deci nu trebuie să jucați și voi o asemenea lume, o să o testez eu pentru voi. Nimic nu e ceea ce pare aici în lumea aceasta și practic este un Minecraft total blestemat. Avem o armură, care poate nu e armură de fapt, vedem imediat, și o grămadă de alte chestii. Yo, a apărut o banană în fața mea și a apărut și o despaunat. Bun, o să pun armura pe mine, care e de diamant, dar pe mine este de piele, de leather. Come on! Ok, am o sabie, o să o punem aici în mână. Și în mâna mea e gigantică! Ce se întâmplă? Ok, măcar ce damage are. 7 attack damage, not really bad. Mai avem Cursed World. Ne spune că este o lume blestemată. Și ăsta ce-i? Wooden pickaxe? Asta e pickaxe? Așa arată mai nou pickaxe-ul? Da... primul shulker box în două culori, pe care când îl deschizi nu primești nimic, bineînțeles. Mai pot să-l sparg? Da, pot. Am un arc care e pus invers, nu? Trag invers cu el. Doamne, iartă-mă. Ok, avem niște rotten flesh enchantat. Da, o să mâncăm imediat. Avem niște cooked beef care este pe jumătate mâncat. Avem un pat într-adevăr și niște banane. Hai să plecăm la explorat, nu înainte de a vă spune că ediție limitată cu ursulețul Nocivanu găsiți acum pe nocivanu.ro și se va scoate în scurt timp, bineînțeles. Nu știu ce să mă sperie mai rău, faptul că am scări din anvil sau faptul că e un bloc cu față ciudată. Doar acum l-am văzut, a, nu-i bloc. What? Era un tablou. Păi și dacă pun eu tablouri arată... Doamne, uite-te ce tablouri există. Bun, și tablouri mai mari? A, nu, astea cred că sunt normale. Hai să mâncăm un rotten flesh enchantat. Bă! What? Am primit... Câte? 8 inimioare galbene și o grămadă de efecte pozitive. Bun, pe atunci ne putem duce să ne batem atunci. Văd în fața mea un chest. Nu văd nimic de sabie totodată. Unde erau bananele? Ia, am găsit banană. Aș vrea să mănânc o banană. Ne dă ceva puteri? Uitați-vă cum arată totul. Doamne, capete de găină infinite până în cer. Ia cum se uită soarele la noi. Doamne. Și putem urca pe chestia aia? Bă, nu știu, stai, se întâmplă prea multe chestii. Ok, un chest desfăcut în care dacă intri nu găsești absolut nimic. Tare. Tare, ce să zic. Sunt extrem de curios când vine noaptea ce se întâmplă. Totuși avem rotten flash-ul acela și nu ne este frică de nimeni și de nimic. Aici niște scări care nu duc nicăieri. Ce-i chestia aia? Ok, acolo e un cap de villager plutitor, dar ce... Doamne! Uite-te Iron Golem-ul cât de slab e dintr-o parte și din față e normal. Mă, ce se întâmplă? Ok, hai să-l batem să vedem ce dropează. Stai, bă, nu mă bate tu pe mine! Ok, cred că va trebui să mâncăm încă un rotten flash de urgență. Eram de un milion de ori morți până acum dacă n-aveam rotten flash-ul. Mi-am luat mare hit și... Bum! Și hai! Bum! Nu uitați și voi să bubuiți butonul de like cum l-am bubuit eu pe acest Iron Golem. Care a dropat niște flori invers. Da. Aici nimic nu este ceea ce pare. Însă am văzut eu... No way. Doamne, iartă-mă. Deci în primul rând aici este un villager găină și acolo e un villager găină într-o parte levitând care ne cere ajutorul. Ce-i asta? E o mașmalandră, o roată! Ce-i creatura asta? What? Bă, se învârte! E o mașmalandră elicopter! Doamne! Fii atent că ea ia damage când pică sau ce? Eu vreau să o omor. Ok, tocmai am omorât o salamandră. Ce se întâmplă, bă, aici? Doamne, iartă-mă.
De ce stă villagerul într-o parte? Ok, ia să vedem ce dropuri are. Avea dropuri interesante, dar nu mai contează, l-am omorât pentru că este prea dubios. Ne continuăm aventura în lumea ciudată și dacă vreți și partea a doua, pentru că probabil nu reușim să explorăm totul. Astea-s blocuri de vacă? Da, dacă vreți și partea a doua, să-mi spuneți. Ce am primit aici? Diorit, care arată ca o vacă. Aici sunt toate minereurile. Ah, fii atent, e lucky block minereu. Nu, de fapt îmi dă doar căul. Interesant. Mă, ce chestie, bă, e un bloc de lemn sau ce e ăla, cable care mă urmărește. Doamne, vreau să-l bat. Hop. Mamă, urât face. Bă, cum sunt mai mulți acum? Ok. Wow. Și ce dropează? Ce am luat? Block fragment. Deci am fragmente de bloc. Ce-a apărut aici? O găină, villager... Și eu... Ce, mă? Ce-i vaca aia? Deci, stai un pic, avem un dirt care înăuntru, când se deschide, are un cap de villager și, de fapt, e un shulker dirt of villager, iar aici avem o găină care are cap de pillager și care dropează pene cu chestii și aș vrea să batem acest shulker. Doamne, iar vaca aceea... Da... Un pic cam ciudat pentru mine, însă totodată, dacă suntem aici, de ce să nu intrăm? Nu mai vreau hituri. Te rog, lasă-mă. Mai vine alea? Da, una, două, nu văd nimic de sabia mea. Perfect. Hai să intrăm în găina villager sau villagerul găină. Să vedem dacă avem ceva drop. Da, singurul drop va fi ăsta. Ok. Vaca asta ce face? E cu ugerul pe pământ. Ce-i calul ăsta? Nu, eu trebuie să... Stai un pic, trebuie să bat dirt-ul ăsta, că nu mai pot. Dirt-ul shulker. Știi ce? E sfârșitul. De ce este un... Un măgar care are chest-ul pe chest? Adică... Nu mai înțeleg nimic. Ăstea sunt semnul întrebării invers. Voi muri acum de la falling damage. Deși stai că am dirt-ul ăsta aici, turnul ăsta de dirt... Bă, stați un pic, e prea mult pentru mine. Știi ce, dacă voi muri, dar nu mor. Noroc cu acest Rotten Flesh enchantat. De ce casele levitează și au picioare acum? De ce există un clown spider? Ce se întâmplă în lumea aceasta? Ce este chestia asta? Mă, acum două secunde era... What? Nisip care își schimbă culoarea. Avem un piglin care are sabie gigantică de gold. Câte se pot întâmpla aici? E un piglin de iron sau... What? Sau e un zomb? Nu mai înțeleg nimic. A, dar ăștia dropează Rotten Flesh-ul ăla enchantat, care este de mare ajutor. Totuși, ce face catârul ăsta? Ia, pot să dau click dreapta pe el? Da. Wait, what? Pot să fac trade-uri cu el? Bă, ce se întâmplă? Stați, că totul este normal acum, am găsit copaci de pepene. Pepene o copaci, ce sunt ăștia? Ia, cum ar fi să mănânc pepene și să-mi dea, nu știu ce să-mi dea, dar să-mi dea. Bun, hai să citim un pic și cartea asta, că n-am citit-o. Welcome to the cursed world. Bla, bla, bla. Deci, practic, nimic nu este ceea ce pare. Am citit și cartea aceea în două secunde. Dar vreau să mănânc pepene. Nu pot să mănânc pepene. Ok. Cred că lucrurile cu adevărat dubioase se vor întâmpla din acest moment, pentru că vine noaptea și venind noaptea apar paianjeni villager, doamne. Ok, și scheleți cu corp de dovlea, nu, cu corp de ăsta, mă, cum îi zice, de armor stand și pick iron când îi bați, adică, what? Am găsit un village cu... capul în jos, dar și normal, cu acoperiș de dripstone sau de ce-o fi ăla, că nici nu-mi vine să-i zic. Nu-i dripstone ăla, dar ați înțeles ideea. Acolo e un creeper gigantic. Avem înăuntru... Nu pot să deschid ușa. Am putut să o deschid. Este un villager din nou care stă într-o parte. Patul este de bedrock. Mă, câte se mai pot întâmpla? What? N-are sens nimic.
Ăsta e Minecraft din Ohio, direct. Ok, salut, frate. Minecraft din Ohio. Acesta este. S-a făcut zi pentru că am dormit. Probabil nu trebuia să dorm, dar ce se mai poate întâmpla în acest sat, totuși? Uite și tu, vreau să iau chestia asta. Din ce este? O să ia doar o eternitate, dar l-am luat. Oak fence. Așa arată oak-ul mai nou. Da, totul are sens aici. În chest nu este nimic. Păi ce să și fie, bineînțeles. Misiunea noastră este să ajungem la acel creeper gigantic, pentru că am impresia că vom da de ceva lucrușoare pe acolo. Dar nu o să mă duc acolo. Ceva îmi spune că mai bine nu. Mai bine mergem pe calea noastră și totul este chill. Aș vrea să văd cu cine se bate, mă. Se bătea golemul. Doamne, iartă-mă! În primul rând e un slime villager. Un cap de villager slime. Ok, trecem peste, dar aici avem un centauro porco zombie. Care-i oaie? What? Ce se întâmplă? Stai că apare și mărciu. Ok. Aici avem un copac de spongi. Da. În drumul nostru spre creeperul gigantic dăm plou cu curcubeu. Mă, ce se întâmplă? Trăznește curcubeu. Efect de curcubeu. Curcubeu. Ok. Un creeper guest. Voi ați observat că eu doar acum observ că pepenele are partea de jos ca un soi de creeper. Ca un soi de creeper TNT. Câte se mai pot întâmpla? Mă întreb și eu. Copaci, crafting pe o parte, dar pe altă parte altceva. Trage în mine un armor stand. Mă plouă cu curcubeu. Aud un... Doamne, ce chestia aia, știi ce? Nu, e prea mult pentru mine. O albină Enderman. Mă, cine-o creat lumea asta? Chiar are imaginație. Mă trăznește din ploaia curcubeu. Dau de un porc phantom. No. Ok, spuneți-mi, de câte ori m-am șocat eu în acest episod? Chiar vreau să știu. Un porc. Voiam să zic un porc normal. Nu prea e normal. Da, a venit și vremea rea. Bă, măcar berries par a fi normale. Și bă, cum, what? Cum au o minge care sare și vine după mine? Și ce-mi face? Ok. Ok. Mă bat cu o minge de plajă. Care când moare nu știu ce îmi dă. Mă, tu ce vrei? Du-te, mă, de aici. Îmi dă ochii de paianjen. Dar aruncă după mine și îi sare capul de pe loc. Ok. M-am întors acolo, nu știu ce sunt entități, chestii. Vreau să merg mai departe de atât. Deci lumea asta chiar m-a făcut curioasă. M-a făcut curios. Am uitat că sunt băiat, bărbat pentru o secundă și... M-am crezut femeie. Ok. Dar continuăm. M-a luat o durere de cap random. Oare să fie din cauza hărții? Ar putea fi, probabil. Ia, pe ocean ce se poate întâmpla? Totul e normal, nu? Totul e normal, nu? O vulpe lamă care cară chestii pe care o pot călări? Și am o sabie gigantică? Da, totul e normal. Stați un pic, am găsit o barcă Warden. Doamne, iartă-mă. Și mă pot urca în barca Warden? Sau? Ha? Am găsit o barcă Warden pe care nu pot să o vâslesc. Am impresia că ce se întâmplă aici este unul dintre visele mele foarte ciudate. Coșmaruri, aș putea spune. În care totul are sens, dar nimic nu are sens. Adică, în visul respectiv totul are sens, doar că... Nu știu, de exemplu, visez porci călare pe găini. Uite, creeper RGB. Un Enderman care a murit, care nu e Enderman, care de fapt e... Ce se întâmplă? Un magma bloc cu picioare de lavă? Doamne, dacă mă mai șochează pe mine ceva vreodată în Minecraft, înseamnă că nu-mi voi mai aminti de episodul de azi. Un villager cu cap de vulpe care vrea hârtie. Și îmi dă thorns. Da. Gheață care atunci când o sparg este doar gheață. La asta nu mă așteptam. Deja lucrurile normale mă șochează.
Ia pot să fac aici parkour? Da, o să punem shulker-ul ăsta și facem și un parkour. Hai mă, să mergem prin cave-uri. Ce se poate întâmpla prin cave-uri? Bun, Doamne iartă-mă. Un schelet cu cap de villager. Da, bun, întrebarea mea este, ăstea sunt, îți dau doar căul? Sau poate trebuie să fac eu rost de un pickaxe? De ce se sparge invers, voi observați? Deci cablul nu se sparge, se repară și când e reparat full mi-l dă. Mă doare capul. Ăsta e zombie, să înțeleg. Mă, ce se întâmplă? Are picioare de zombie, cap de villager, corp de schelet. Nu știu cine dă în mine, n-am nicio idee. Văd umbre doar. Ce se întâmplă? Bă, mi-au damage. Uite că dacă stai așa vezi niște umbre la un dat. Am luat o raznă, uite câta sabie am. A, uite-i! Doamne, sunt vexuri din alea. Dar pillageri. Sau ciorfi. Doamne, unde-i mă? Bă, frate, nu pot să-l... Gata, l-am bătut. Ok, fiți atenți. Credeam că știu să fac pickaxe, dar jucând pe lumea asta am descoperit că nu știu. Cum se face, mă, pickaxe-ul? Ia pot să fac pickaxe de iron, dar invers. What? Ok, știi ce, dă-l încoace. Și vreau să sparg acum blocurile astea să vedem dacă îmi dropează altceva. Da, acum îmi dropează cupru? Dacă am pickaxe de iron, același bloc. Ok. Și pickaxe-ul de diamant arată ca un double pickaxe unit, dar nu am eu diamante acum. Iar dacă sparg astea, îmi dă căul, într-adevăr. Dacă sparg astea, tot căul. Da, nu știu. Nu mai înțeleg absolut nimic. Uitați-vă și cum arată crafting-ul. Ciudat rău. Deci ca să înțeleg mai bine, orice minereu este pus aici la modul, bă, spargi blocul ăsta și nu știm exact ce bloc este, dar vei afla tu. Cam aia e ideea. Bun, hai să mergem în adâncuri. Pe unde este și lumină de preferat. Ok, cred că o să mor. Era să mor la limită, probabil. Dar mâncăm acum un Rotten Flesh încântat. Stai un pic că sunt pe aici șine. Railuri. A murit. Sau nu? Salutare, dragii mei prieteni. Ce faceți voi pe aici? Hai că am venit și eu în vizită. Bă, chiar aș vrea să vizitez Nether-ul în totalitate, dacă vreți în partea a doua. Să-mi spuneți doar și vom face o serie în care vizităm Nether-ul, după care End-ul și practic o serie de 3 episoade în care vedem cu exactitate în detaliu fiecare dimensiune din Minecraft-ul ăsta din Ohio, din Minecraft-ul blestemat. Mă plimb pe aici prin rewind-ul ăsta sau ce-o fi și nu găsesc nimic. Ia să vedem, uite. De exemplu, blocul ăsta ar putea fi diamant. Și e gold. Chiar aș vrea să fac rost de diamante, să fac rost de pickaxe-ul ăla de diamond. Uite cum arată apa. Apa lumii, asta e lava, așa-i? Ar putea fi lavă, dar eu am... Da, e lavă, sigur. Doar că eu am ăsta, fire protection de la Rotten Flesh. Pentru că Rotten Flesh-ul e de fapt, zisei zic... mă reînceantat. Da, aici e redstone. Asta ce-a fost? Ce mi-a picat de aici? Doamne, am oase rupte acolo. Asta e iron. Mă, dar cum găsiți și eu diamante? O să... mai bine picăm în lavă, care e apă, care e ciofi. Bun. Ne continuăm aventura. Ia pot să sar până în lavă. Nu prea am putut, dar puteam în... Mă, ce se întâmplă? Hai, Sictir, sunteți doar 7000. Ăsta arată ca un gravel, dar se comportă ca un magma cube. Am un bebe, ce-o fi, care... Da, nu mai înțeleg nimic. Ok, zintr-o că este diamant, te implor. Dar nu cred că era diamant. Ok, este gold. Aș putea să fac și un pickaxe de gold, dar nu-mi trebuie. Ăsta e redstone din moment ce s-a transformat așa. Aici... Ce se întâmplă? Bă, cât de dezgustător e ăsta! Ok, și putem merge pe acolo. Pot sări în lavă. Vrea să fie oare diamante, a fi sau a nu fi? Nu cred că-s diamante. Sau?
Nu e redstone. Dacă luminează destul. Nu! Mamă, stai. Picam în apă care e lavă, dar oricum am fire resistance. Ăsta trebuie să fie diamant. Tot redstone. Doamne, nu știi care-s diamantele aici. Tot redstone. O să iau razna. Pur și simplu o voi lua razna în Minecraft-ul acesta. Diamante? Nu, ai tot redstone. Da. Evident. Evident. După 3 eternități am găsit și diamante. Let's go. Bineînțeles că le-am spart ca să-mi dau seama dacă sunt sau nu sunt diamante. Și, boss, mamă, câte sunt. Let's go, let's go, let's go. Ok. Vă dau cât de ciudat că de fapt practic se repară. Bun, avem vreo 6-7 diamante în total. 7 mai exact. Hai să mai am crafting-ul. Bineînțeles că nu l-am luat. Ok, va trebui să mă întorc după crafting. Pentru că neapărat vreau să craftez... Asta e lemn? Hai că e lemn dacă e. Vreau să craftez pickaxe de diamond. Fii atent că am mai dat. Tip entități. Bum, bum. Oameni, se respawnează. Ia vezi-l pe ăsta. Mă, cum arată. Știi ce? Ăia cred că swidări, skeleton sau ceva. Ăsta e enderman din nou cu picioare de lavă și cu mâini de lavă. Mai mor și tu. Mersi. Tocmai am bătut un vex din ăla și mi-a dropat o sabie de iron. N-are niciun sens. Tu de ce vii mai aici? Doamne, urât arată. Am impresia că se repară pur și simplu copacul. Acolo era un spawner cumva, nu? Și fiți atenți, pe drum încoace am mai văzut ceva foarte ciudat, dar nu știu dacă mai... Opa, da, asta! Deci Enderman cu 3 capete, care și el se teleportează, gen, ce se întâmplă? Bă, nimic nu mai are sens. Și dacă îl bat, ce-mi dropează? Nimic. Tare. Bun, hai repede, aș pune și torța asta jos. Ăsta e Ender Pearl, dar arată ciudat. Bun. Să ne facem rapid una bucată crafting, te rog, să pot să-l fac, da. Bun. Și am stick-uri, hai să vedem, diamond pickaxe, asta îmi doresc. Bum. Ia. Și mai OP? Da, bine, mai OP, dar la modul, nu mai OP față de pickaxe-ul normal de diamond, dar arată tare. Tu ce vrei, mă, du-te, mă, de aici, mă, vrei să o dăm pe scandal? Pleacă, mă, de aici, mă, că te rup, pleacă, mă, de aici. Da, deci pickaxe-ul ăsta arată interesant și poate ar fi interesant ca în Minecraft-ul normal să poți să îți pui mai multe capete din astea de diamond și practic să-ți dai upgrade până la 3. Și să poți într-adevăr să sapi prima oară un bloc, dacă ai așa să poți săpa două deodată și dacă ai 3, 3 deodată, bineînțeles. Dar văd că aici nu primesc nicio putere în plus, să zic așa. Totul este foarte ciudat, dar eu zic că am explorat suficient pentru episodul de astăzi. Minecraft Ohio sau Minecraft Blestemat, cel puțin Overworld-ul, eu zic că l-am explorat în proporție de 90%. Mi-au mai scăpat una, două, trei chestii, dar le vedem în partea a doua dacă vreți să mai facem. Plus că în partea a doua vom merge ori în Nether, ori în End, voi alegeți. Like-ul blană, subscribe-ul blană, clonțul pe lui aș aprecia enormos dacă mai vreți în continuare sau dacă v-a plăcut, bineînțeles. Și cel mai blană mărci îl găsiți pe nocivano.ro, colecția de iarnă, plus multe alte colecții, Nocivano on Fire și așa mai departe. Iar dacă doriți ursulețul special, ediție specială de Crăciun, îl găsiți pe nocivano.ro. Toate cele bune, șpa, șpa!